despre tata, cred că nu mai are rost să spunem ceea ce a reprezentat pentru județul Telorman. Sper și cred că fiecare telormănean, fiecare alexandrean știe că a avut acolo un ambasador adevărat, atât în țară cât și în străinătate, al culturii telormănene, și cred că va rămâne cel mai mare ambasador și, așa cum am spus-o și public în nenumărate emisiuni, icoana muzicii populare telormănene. Vreau să-mi cer scuze pentru lipsa de modestie, dar să știți că pe acolo pe unde noi umblăm și pe unde mergem și pe unde la rândul nostru, chiar dacă pentru unii deranjăm, la rândul nostru facem cinste acestei zone, ducem mai departe ceea ce ne-a lăsat tatăl meu ca și moștenire morală și de suflet. Este un început. Mulțumesc din suflet. Îmi permit să vorbim deja la pertu. Vreau să fiu prieten cu Carmen, pentru că ea este cea care a inițiat această acțiune și pentru că și tata era o fire foarte veselă și n-ar vrea să ne vadă triște astăzi, îmi permit să fac și o glumă. A fost necesar să vină o femeie în administrația județeană ca să putem să facem o comemorare aici. Sper să fie un început, sper să nu ne oprim aici, sper să facem până la urmă ceea ce ar trebui. Și o să-mi permit să vă dau două exemple. În urmă cu 5 ani, dacă nu mă înșel, am fost invitat să cânt în recital în gala festivalului Zavaiduc. Familia maestrului Zavaiduc se rezumă în ziua de astăzi la fiica acestuia, care din păcate are niște probleme de sănătate care țin, mă rog, de mental. Nu vreau să mă exprim, să jignesc în vreun fel. Să știți că organizatorii acelui festival au adus-o așa cum au putut acolo în sală pentru a fi la festivalul care îl comemora pe tatăl ei. Și fac acest lucru, vă dau acest exemplu, pentru că în Alexandria s-a încercat inițiativa unui festival Liviu Vasilică. În seara respectivă, când s-a desfășurat acel eveniment, mama și sora mea au fost acasă, pentru că nu au fost invitate la acel eveniment, iar eu am cântat la Alba Iulia, lucru care m-a durut enorm. În urmă cu un an de zile, am fost invitat să cânt în recital la zilele orașului Ovidiu. Știți cum se numesc zilele orașului Ovidiu? In memoriam Elena Roizen. Nu știu dacă este domn primar aici, știu că pe Facebook și-a anunțat prezența, nu l-am văzut dacă este aici. Domnul primar poate va auzi și dumnealui cum se comemorează cu adevărat personalitățile unei zone. Din păcate, Telormanul, să știți că este foarte sărac, nu avem multe. Eu mă lupt de 11 ani de zile să demonstrăm că avem cu ce. Și iertați-mă încă o dată lipsa de modestie, nu văd pe nimeni în jurul meu care să pună umărul la a transmite că avem cu ce ne mândri și noi, a arăta că Telormanul există și că există și lucruri bune, pentru că, din păcate, suntem doar ținta unor glume proaste în țară, dacă aș putea spune. Tatăl meu pentru asta a militat, pentru asta a luptat. A vrut să arate că Telormanul are cu ce. În momentul acesta, cultura la noi în Telorman știți cum stă și profit de acest moment ca să trag un semnal de alarmă. În momentul dispariției tatălui meu, cultura s-a prăbușit aici și trebuie să facem ceva, trebuie să ne unim cu toții. Nici eu nu am părăsit, și eu la rândul meu, așa cum vă spunea mama mai devreme, și eu la rândul meu am primit oferte de a pleca în țară, de a pleca în București, dar și eu, luând exemplul tatălui meu, care pentru mine rămâne, ce să vă zic, exemplu suprem, nu am părăsit această zonă. Rămân al dumneavoastră și eu, Liviu Vasilică este al dumneavoastră, mândriți-vă cu el și cinstiți numele și renumele. Vă mulțumesc!